Salutare, fraților, sunt Teddy și astăzi jucăm Metro 2033. Băi, fraților, aș vrea să fac o serie cu jocul ăsta pentru că îmi place foarte, foarte mult. Știu că e destul de vechiut, să zicem așa, dar mie îmi place foarte mult jocul. Deci chiar îmi place. Și hai să vedem intro-ul și pe urmă mai vorbim. I was just an infant when the old world was destroyed in the flames of nuclear fire. Foarte tare povestea. Mie îmi place la nebunie povestea jocului. I, along with 40,000 others, were saved by retreating to the metro stations deep under the city. Now, 20 years have passed. And going up into the embrace of an endless winter was left to a few brave souls. Da, deci tipii ăștia, după ce a venit apocalipsa, în fine, i-au bombardat niște... Au fost război, i-au bombardat unii cu niște rachete nucleare și... Uite, o să vedeți acum, dacă citiți jos acolo. Și alea, ei s-au adăpostit foarte puțin, vreo 40 parcă a zis. Sau nu mai știu. 40.000 sau ceva, n-am înțeles. Deci vedeți, odată cu bombele alea s-au născut normal automat și niște mutanți ăștia. Hai să vedem. Da, cam așa e. Bun, fraților, momentan jocul e un let's play, deci episodul ăsta e un let's play. What? Ce, de ce să vă... să se facă? Momentan jocul e un let's play, dacă strânge mai mult de 5 like-uri la acest video, voi începe o serie. Acum nu cer, chiar cer foarte puțin, frate, pentru că suntem împreună 150 de persoane. Hai să excludem, știu și eu, gen mai prieteni de ăștia de-ai mei, care mai mă cunosc și au dat subscribe, chestii deja mai 140, să zicem. Suntem 140 de oameni, suntem în stare, fraților, să facem 5 like-uri pe video. Eu zic că putem și hai să strângem 5 like-uri la acest video, pentru că, sincer să fiu, nu e mult și nu cred că e așa de greu să apăsați un buton, nu? Ok, hai să dăm new game. Am mai jucat jocul destul de mult, normal. Nu mă bag la hardcore sau Ranger Easy. Ah, enter. Prologue. Yeah. Deci jocul e și jumate poveste, jumate gameplay, deci o să vedeți micuțe chestii de astea. But would I have the courage, the will to see it through? Haide să dăm noi. Use your mouse to look around. Sper să nu se vadă întunecat sau chestii. Hai să citim jos. Trebuie să fiu atent și jos. Salvăm, save the world, ceva gen. Haide băjatul, nu, what? No, Gocha! Gocha, ce e Gocha? Aha, pe aici, astea sunt un fel de mini tutorial, să zicem. What? What the fuck? Așa, și ce trebuie să... No? Apă, e. Hold E, aha. Controlul, stați că nu... Okay, man, okay. Check out. Ui, cior din tot. Băgați la buzunare, băi. Ok, Y. A, se încarce arma, ok. E, hold. Hold on. Parkour! Parkour! Wow, a fost greu. Bă, deci mie, sincer, îmi place foarte mult seria asta, jocul ăsta, de fapt. E și horror, deci e un survival horror. Da, ar fi bine. Bagă-ți, bă, măscuța de gazi, mă.
before, nu știu ce. Bă, hai să încărcăm arma, că nu știu ce. Many places, especially on the surface, require a gas mask for survival. If you start to coach, îmi vine coke, press G to put on the mask, nu știu ce, da. Yeah, to see how long your filters will last, press T to look at your watch. Ok, avem și ceas. De la de firmă Casio, nu știu ce. Load your weapon, în fine. Yo, ce uite, parazitul! Bă, jeții, nu vă supărați! Unde sunteți? Ia uite parazitul! Nu! Uiau! Tudum! Mor, băi! Gata? Liștine, băi, jeții, liștine! Parcă zicea ceva cu E să interacționez cu obiectele în shit. Haide! Quickly tap! Ok, hai, quickly! Whee! Hai mă rupe-o! Am găsit pe jos! Nu, mi-a rupt piciorul! Bă, deci îmi place seria asta, las like, bă! What the tower! What the fuck? Totul e distrus pe aici, bă, jeții! Come on, come in, come in! You're coming, nu știu ce, pe chestie. Sunt la tower ăștia, băi. Tragi în lună, băi. Dar vedeți că ce realist e jocul, prin margine e așa, nu știu, aburit. Că purtăm masca de gaze, înțelegeți? Chișetule. Bine, fără replici furate, am înțeles. Shift to sprint, ho, ho, ho. Chestul e. Ho, ho, hai la tower. A venit autobuzul de școală, de Rudești. Unde e autobuzul de Rudești? Vreau să intru în el. Oh, uite autobuzul de Rudești. Ce-a stat, unde am mai venit eu? Uite, bojatul e băgat acolo, panicat. Așa și? Gata, trebuia să mă apropii. El e domnul Gheorghe Alexandru Gigel. Glad îl cheamă, Glad, în fine. Ce ar putea să fie? Hai să ne gândim puțin. A venit apocalipsa, ce ar putea să fie? Și aude ca un monstru. Formă. S-a băgat la forma cerc. Nu, noi formăm forma cerc, în fine. Dacă și ăsta e cerc. Stay calm. Ok, stai că mă bag aici. I'm so scared. Uiha! Mamă, ce faci? Bă, ce șupulani sunt ăștia, bă! What the hell is that? Unde? Tu, mane, pleacă! What the hell? Ce faci, sau? Mă, dar n-am altă armă? Ok. What? Păi n-a murit sau? Așa e jocul? Demons? What the hell? Lilieci? Oh, fugi, Artiome! Fugi! Ups! Oh my fucking god, că-s vampir ceva. Și m-a luat ăsta. 8 zile înainte. But it was there was comfort in his routines in seeing the same people day after day. But since the mutant attacks had escalated, fear ruled the station. Eu ascult story-urile astea pentru că sunt chiar foarte tari. Deci v-am zis, jocul e și jumate poveste, jumate gameplay. Deci ok, ecran alb, ar trebui să mă sperii. Ăla e ceasul Londrei? The hell?
Ne uităm la scenă. Parcă merge în lac, fraților, dar am 50 ceva de FPS-uri în momentul ăsta, deci 58. În fine, deci nu e lag, așa merge el. Ce, înainte cu 8 zile era tot ok, toată lumea la casa lor. Ăsta nu e al Londrii, mă, e ăla din Moscova. Din Moscova, da, che, biserica aia, habar n-am. What the fuck? Sunt niște FPS-uri foarte mici. Acum au mai crescut. New York sau, cât sau asta e tot Moscova. Cred că sunt numai din Moscova. Nu, frate, la era New York, cred că, uitați, asta e Veneția, nu? Nu așa țin minte. Uite, vedeți? Deci, uite, poate asta e din... Uite, după... Chelu! Dar sunt FPS-uri mici aici. Au crescut. Aprinde becul, mă, copiile. Aprinde becul, furculiță. Mamă, din asta mănânc eu dintr-o tigaie. Aia e Biblia, nu? Sfânta Biblie. Bine, gata, fără Sfânta Biblie. Let's go, Artiome. Nu, cu Artiom, ia uite. Ia uite, pocăiți, cum stau acolo. Domn doctor, să rămână. Îmi faceți o injecție în dic, că mi-a crescut prea mare. Nimic. Mă, tu ai comentat la mine? Ok, nu știu ce sunt Dark Ones, ba da, știu. Mi se pare că am văzut din story ceva. M-am uitat la multe videouri. Sergei, mamă, deci ador numele ăsta în rus, Sergei. Sergei. What? Ce e fătuc? Ah, dacă aveai curul mai mare, ne împrieteneam. Tu ce te uiți, băi? Mamă, eu uite ce fățoară asta. Tu, puștule, ce vrei? O să-și chibea să mordă, nu? What the fuck, și că zombi ăștia, ești nebun? Ah, pot să trec prin chestiile astea? Fraților, sunt 40, aproape 50 de FPS-uri, deci nu e lag, dar nu știu, ceva mouse sensitivity, abar n-am. Să-i scrii zombie să mordă, nu? What the fuck? Tipul ăsta încă trăiește și... Nu trăiește, dar are intestinele scoase. Oh, m-am pierdut! Alexe, vino mă încoa! Hai, fost rugăciunea, copile! What the fuck, au fost FPS-uri mici? Hunter? Ce Hunter, mă? Mă, tu mă bagi în sperie cu Hunter-ul tău. Halo? Oh, ce interesant aici. Cine e domnul ăsta? Bine, am plecat de aici, băieți. Da, nu pot să ies bine. Ok. Să rămână. Așa mă cheamă Artiom. Și ăsta ce a venit aici să ne dea? Ne-a dus biscuiți, uite. Ce-o avea aici? Miroase a bomboane. Ciocolată sau amandină? Miroase bine. Inspectăm. N-am venit să ciordez, domnul, doar mă uitam. Bun, hai să venim aici să ne băgăm și noi. De ce nu ard? O, ce ai? Iced tea. Ok, deci vin monstruleze ăștia la noi sau care-i faza? What? Au arme de rezervă? Ia uite, bă, ăștia în loc să țină și niște... Deci, to switch between different weapon types, press 1, 2, 3, 4 and 5 to use nu știu ce. Ok. Y. Nu merge, ok, e încărcate deja. Hai mă, mai vin ăștia. Deci vă băgați mereu în colț și pe aici nu mai aveți nimic de făcut. Da? Gata, vă băgați în colț. Haide. Someone.
Ce? Aha, gata, trebuia să mă duc eu mai în mijloc acolo ca să fie sigur, mă. Ia uite, mă. N-am nicio șansă. Stați un pic. Gata, m-am întors. Au rămas fără gloanțe. Dar n-avem și noi cuțit. Ba da, cuțit, gata. Mamă, ce urât sunt ăștia. Zici că sunt șobolani. Adică cred că șobolani sunt. Dar ce arme mai avem? A, pistol care are gloanțe, dar nu vrea să tragă. Și nimic altceva. Și la ce face, mă? S-a blocat acolo. What? Buguri. A, ia uite, mă! Mamă, dar sunt urâți rău de tot. Zici că sunt porci. Porci amestecați cu șobolani. What? Ăla s-a blocat acolo, cred că stă de vreo 5 minute. Da, mamă, ia uite și pe ăsta ce m-am zbirat. Ăsta moare, ce face? Alex, nu muri. Așa-l cheamă pe ăsta, nu? Da. Și pe la Hunter. Da, sunt bine, dar tu, bă, că ți-ai cam luat-o pe coajă. Fraților, seria va fi de vreo 20 de minute episodul sau mai puțin, nu știu, că nu vreau să îmi ia nici mă la rândă. Ah, no Dark Ones here. Dar ce sunt Dark Ones ăștia? Că nu sunt chestiile astea. Nu, Zal. Aha, am zis eu că ăștia sunt șobolani. Homo novus, the next step in evolution. You've heard about survival of the fittest? Ce urât sunt ăștia. What's happened to you, Alex? You can go like lambs to the slaughter. I'll hang on to whatever life. E mult story, v-am zis, deci noi ne jucăm vreo 30 de secunde și restul povestesc ăștia. You think you're some old movie cowboy? Have it over. 10 soldiers trained in combat. Body's broken, their mind's gone. Dacă Dark Ones aia, habar n-am ce sunt. Sunt fui bag într-o amnezie, ceva gen, nu știu. E complicat. Așa și? Gata? Începem și noi jocul? Nu, mi se pare că îl găsește pe taică-s ăsta. Hai, în fine, vedem noi acum. Sau pe frati s-o apar, o să vedem acum în story. Cred că taică-s-o era. Da, dead, a zis dead. Da, deci ăștia au nebunit. Uite-l pe ăla. The devil knows what's happening out there, beyond your perimeter. Da, frate, deci ăștia nebuneau, îi omorau așa, adică nu... Nu știu. Dar e foarte tare jocul, mie îmi place și vreau să fac serie, deci peste 5 like-uri și începem seria și eu zic că merită. A, uite, mi-a dat un colier. Ce pot face cu el, nu știu. Ce mănuși tare am. Cred că l-am luat din second hand de 3 ori. Ce șmecher. Mamă, chiar îmi place chestia asta. Mă, de la Metro, nu? Câte spoilere. Nu neapărat spoilere, reclamă mai mult. Chapter 1. Let the journey begin. Begin. Easy to find an excuse to leave the station and travel to Polis. But I had given my word. I learned that the caravan was heading to Riga the next day and needed guards assigned on for the ride. Acum putem începe. De fapt, mai bine zis, cine cântă, mă? Tu cine mai ești, ui? Ce-a de fac apă-mi dai? La cântă, mă, ce n-ai, mă, faci? You have just acquired some military grade cartridges, în fine, the quality and the stopping power apocalyptic ammo can be used to buy weapon. Deci sunt un fel de bani chestiile astea.
cloanțele astea sau ce or fi, jetoanele astea sunt ca niște bani în joc. Deci ne trebuie multe jetoane, mă. Aha, M. Asta e gen busolă, să nu ne pierdem. Bă, fraților, cam atât cu primul episod. Sper că v-a plăcut. Știu că mai mult a fost story și foarte puțin gameplay. Dar vom vedea în episoadele următoare în care va fi mai mult acțiune, pentru că știu... What? Aia chiar e o poză reală. Și mai chiar. Vom vedea în episoadele următoare. Până atunci am fost Edi și vă spun la revedere. Nu uitați să strângem like-urile alea pentru a începe seria. Am fost Edi și vă spun. Bye, bye.